Salut, sunt Ionica și astăzi o să discutăm despre a doua aplicație, al doilea tweak din Cydia și anume Flux. Flux este un tweak cu ajutorul căruia putem seta luminozitatea ecranului pe care îl avem pe telefon, atât dimineața cât și ziua, când lumina este foarte puternică, la fel și ecranul să fie foarte puternic, iar seara să prindă un pic de galben, un pic de sepia, astfel încât ochii să nu-ți fie așa de obosiți la lumina cea puternică. Da, știu, există auto-brightness, dar ce aduce Flux este o lumină caldă pentru ochi seara și noaptea. Putem selecta ce tipuri de lumină să avem, un tip candle, incandescent, halogen sau fluorescent. La fel, pe parcursul zilei, tip halogen, fluorescent, midday sun sau normal. Să fie o tranziție de lungă durată, bineînțeles, pentru dispozitive mai vechi, sau dacă nu dorim culorile astea să fie așa de sensitive, automat le putem opri. Există și Flux. O găsește? Nu o găsește. Atunci o va trebui să o căutăm așa. Și aici vom putea vedea. La un preview, automat noi putem vedea. Din păcate, vouă nu vă arată exact pe ecran. Putem vedea o locație. Sau, da, eu mă aflu acolo, în funcție de locație, el poate să știe când e seară, când apune soarele, ca ușor, ușor să închidă din lumină. Eu l-am lăsat pe daytime undeva la 5900 de K, iar noaptea undeva la 3600, astfel încât lumina să nu fie așa de tare. Tweak-ul este disponibil în Cydia, gratuit. Trebuie doar să îl instalați, compatibil de la iOS 5 până la iOS 9. Aici, în poză, o să puteți să vedeți o diferență între un iPhone normal și unul care folosește Flux. Flux este disponibil și pentru Mac și pentru Windows, deci îl puteți folosi la o gamă mult mai largă. Salutare!